Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Ce faceți? Sper că bine. Astăzi este joi și este o zi cu adevărat călduroasă. Astăzi când am ieșit afară, nici măcar nu am luat o gecuță sau un hoodie pe mine. Efectiv, am ieșit în tricou. Super bine! Doar că mai încolo, într-adevăr, o să devină un pic cam caldă, o să transpirați, o să aveți nevoie de aer condiționat, dar mai multe detalii vă zice Alexandra. Urmează meta. Potrivit aquedor.com, astăzi avem un cer cu nori și soare în tot județul, temperaturile maxime atingând 26 de grade Celsius. În Pitești se înregistrează o temperatură maximă de 25 de grade. 25 de grade Celsius, maximele zilei în orașul Topoloveni, dar și Mioveni. La Costești avem o maximă de 26 de grade Celsius, iar în Curtea de Argeș, maxima zilei va ajunge la 23 de grade. În Câmpul Lung, cerul va fi parțial însorit, maxima zilei nu depășind 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme, vă doresc o zi frumoasă în continuare! Deci, ca să înțeleg dacă până acum ne plângeam că e prea frig, de acum acolo să ne plângem că e prea cald și că transpirăm. Nu cred că ne vom plânge vreodată de asta. Nu vrei să zici, probabil că nu crezi că nu ne vom plânge câteodată de asta. Că dacă te gândești bine așa stăm, știi că am auzit toată o vorbă foarte interesantă, că românul e genul ăla de om pe care dacă nu-l inviți undeva se ofensează și atunci când îl inviți nu vine. Nu mulțumește nimic și așa e. Ori e prea rece, ori e prea cald. Nu înțelegi ce se cheamă tempera continentală, că nu e nimic tempera la vremea noastră. În fine, urmează acum revista presei. Am în mână Argeșul și scrie mare prin plan pe prima pagină: Primăria face primul pas pentru renașterea FC Argeș. Ce avem acolo? Ce avem? Curierul zilei. Și ce avem pe prima pagină? Degeani a câștigat concursul șef la cuțite. Felicitări! S-a bătut în cuțite? A gătit. Cuțitul a fost instrumentul muncii. Păi da, s-a bătut în cuțite, că tot ăla e instrumentul muncii. A gătit bine. Deci avem două vești mari, late și bune. Și încă ceva, la mulți ani jurnaliștilor, pentru cei care nu știau încă, astăzi, 3 mai, este Ziua Mondială a Libertății Presei. De ce râde? Ne scuzați. Nu cred. Primăria Pitești face primul pas pentru renașterea FC Argeș. Mă iertați. Lipsă de profesionalism, mă scuzați. Municipalitatea oferă pentru palmaresul și emblema echipei lui Dobrin 23.000 de euro. Nu se mai oprește. Nu se mai oprește. Aud peste tot cum râde lumea. Nu mă ajută deloc. Autoritățile locale doresc ca din această vară... Mă iertați. Continuă tu. Gianni a câștigat concursul șef la cuțite. A primit un trofeu cu numele lui și premiul de 30.000 de euro. Avem mai multe detalii în pagina 7. Imediat. Prea multe pagini. Un biteștean a concurat și a obținut marele premiu la ediția concursului șef la cuțite, a cărei final a avut loc marți seara. Este vorba despre Iulian Bănuță, cunoscut spectatorilor sub numele de Gianni. De asemenea, mulți piteșteni îl cunosc de la restaurantele din Pitești, unde a realizat o mulțime de preparate gustoase pentru clienți. Din dorința de a arăta că are talent în bucătărie, a venit de două ori în emisiunea concurs șef la cuțite. Marseară, Gianni a intrat în profesia trofeului și a marelui premiu în valoare de 30.000 de euro. O parte din bani vrea să-i doneze unor copii orfani, iar restul vrea să investească în cursuri de pregătire și specializare. Tot el a spus că mai important decât banii câștigați este trofeul pe care scrie șef Gianni, câștigătorul sezonului 3 șef la cuțite. El a reușit să impresioneze juriul după ce a gătit un meniu complet ajutat de concurenții din echipa lui șef Scărlătescu. Bucătăria a fost pentru el un refugiu și spațiul care l-a ajutat să nu o ia pe căi greșite când s-a văzut abandonat de mama sa, așa cum a spus chiar el în emisiune. Felicitări, Gianni! Felicitări! Ne bucurăm și poate în viitorul apropiat îți luăm și un interviu, dacă te uiți la matinal. Dacă nu, te contactăm. Oricum, dubla a doua, încercăm din nou. Primăria Pitești face primul pas pentru renașterea FC Argeș. Municipalitatea oferă pentru palmaresul și emblema echipei lui Dobrin 23.000 de euro.
Autoritățile locale doresc ca din această vară formația pe care o finanțează și care recent a promovat matematic în al doilea eșalon al țării, SCM Pitești, să se numească FC Argeș. Primul pas a fost deja făcut. Recent, primarul Cornel Ionic a declarat într-o ședință a Consiliului Local că a înaintat o ofertă administratorului judiciar al FC Argeș pentru preluarea mărcii grupării piteștene aflate în lichidare. 23.000 de euro este suma oferită de administrația locală lui Nicolae Enoiu, acesta urmând a da un răspuns după ce o va prezenta finanțelor publice. Inițial, după declararea falimentului în anul 2014, marca FC Argeș a fost evaluată la aproximativ 311.000 de euro. Treptat, prețul a scăzut pentru că la licitațiile organizate de domnul Enoiu, reprezentantul statului numit să se ocupe de valorificarea bunurilor clubului, nimeni nu a fost interesat. Edilul Cornel Ionica așteaptă acum răspunsul pentru oferta făcută. Deși suma oferită este de 23.000 de euro, există posibilitatea ca suma de achiziție să fie mai mare, dacă finanțele publice, principalul creditor, nu vor fi de acord cu ea. Am convocat creditorii. Contactat telefonic, Nicolae Enoiu ne-a declarat: primăria a înaintat o ofertă de cumpărare în cadrul ședinței Consiliului Local. Oferta către mine și către finanțele publice este de 100.000 lei noi. Am convocat creditorii pe 19 mai pentru a analiza oferta primăriei Pitești. Ca modalitate de valorificare am propus negociere sau atribuire directă cu posibilitate de supraofertare. Acest lucru înseamnă că în eventualitatea în care creditorul majoritar, finanțele publice, va fi de acord, se va publica în mass media un anunț pentru ca în termen de 30 de zile să se desfășoare ședința de licitație publică cu supraofertare. Nu este exclus să vină cineva care să dea mai mult decât primăria Pitești. În orice caz, sper să se ajungă la un numitor comun pentru cumpărarea mărcii FC Argeș și continuarea activității sportive sub emblema menționată. Fotbalul ne-a plăcut întotdeauna, iar FC Argeș a fost o marcă de valoare și așa trebuie să rămână. Ziua Europei sărbătorită la Pitești. Ziua Europei va fi celebrată și în Argeș, marți 9 mai. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Argeș și în parteneriat cu principalele comunități etnice din județ. În cadrul acesteia, fiecare etnie își va prezenta cultura și tradițiile prin muzică, dans și sport popular. Strandurile la 1 iunie. Bazele de agrement din Pitești vor fi deschise pe 1 iunie sau chiar mai repede dacă vremea va fi frumoasă. Constantin Zichil, directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului, ne-a declarat că tarifele de intrare la strand au rămas neschimbate. În municipiu funcționează trei astfel de baze, în Trivale, cea mai nouă, în Tudor Vladimirescu, pe malul râului Argeș, și pe strada Costache Negri, lângă bazinul olimpic. La un an, suspect de tuse măgărească, afecțiune contagioasă și cu risc de complicații severe. Un copil cu vârstă de un an a fost internat în secția boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Pitești, fiind suspect de tuse convulsivă, cunoscută în termen popular ca tusea măgărească. Cazul a fost raportat de medici la Direcția de Sănătate Publică Argeș. Record negativ la examenul auto. La pagina 3, conform datelor furnizate de comisarul șef Emil Angheloiu, șeful Serviciului Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Argeș, în primul trimestru al anului s-a înregistrat un record negativ în ceea ce privește promovarea examenului auto. Astfel, gradul de promovare a fost de numai 17% față de o medie de 24% anul trecut. Totuși, numărul candidaților a crescut enorm. În anul 2007 erau doar 16.000 de candidați, iar în 2016 s-a ajuns la 37.331 de candidați. Foarte mulți nici nu trec de proba teoretică, iar alții mai pică și la proba de traseu. Practic, așa că este de înțeles numărul redus al celor care ajung să fie șoferi cu acte în regulă. Și din punctul meu de vedere este foarte ok și sunt de părere că așa ar și trebui să rămână. În niciun caz testele n-ar trebui să fie făcute mai ușoare. Și așa cum sunt, sunt prea ușoare și avem parte niște șoferi chiar de tot râsul. Până la urmă să zicem mersi, pentru că în țările nordice, cum e Norvegia, ți-a cam un an jumate sau doi ani să-ți iei permisul. Dar partea frumoasă la ei este că efectiv te învață să faci tot ce trebuie. Fie că plouă, fie că ninge, tu știi cum să-ți controlezi mașina. Ceea ce mi se pare de bun simț. Că la noi ați văzut, cum a început un pic de ploaie, toată lumea zicea, zici că s-a panicat și nu mai știu să conducă. Și, na. Astăzi, elevii de clasa a 4-a susțin proba la matematică. Ieri, elevii din clasa a 4-a au susținut proba la limba română la evaluarea națională. Potrivit inspectorului general al ISJ Argeș, Dumitru Tudosoiu, dintre cei 4.511 elevi matriculați în clasa a 4-a, au fost prezenți 4.273, fiind absenți 238. Nu s-au înregistrat incidente și au fost și 10 elevi cu cerințe educaționale speciale, având un anumit grad de handicap, care au primit subiecte adaptate. Astăzi se va desfășura proba la matematică, iar pe 5 mai la limba maternă.
Țările în care se susține valorile naționale sunt de regulă cele în care elevii desfășoară activitatea în mod curent. Rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea părților, reprezentanților legale a elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor. Le urăm și noi mult succes tuturor elevilor! Spor, ajute, Godspeed, cum ar zice englezii. Cam asta ar fi fost revista presei. Înainte să trecem mai departe, am dorit să vorbim un pic despre investigații medicale. De multe ori ne este frică să le facem. De uneori cu bună dreptate, alteori o frică nejustificată. E bine, partenerul nostru ne explică mai bine astăzi o investigație care, în general, oamenii fug, dar care, de fapt, este una foarte simplă. Vom vorbi un pic despre endoscopie. Este o specialitate medicală care se ocupă cu prevenția, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sistemului digestiv, respectiv afecțiuni gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice. Pacienții care se prezintă la cabinetul de gastroenterologie prezintă simptome variate, de exemplu dureri abdominale, greață, vărsături, balonare, tulburări de tranzit. Unele simptome pot fi chiar mai severe, de exemplu vărsătură cu sânge sau sânge în materii fecale, dificultăți sau durere la înghițire, așa numită disfagie, sau scădere în greutate. Pentru creșterea acurateței diagnostice și evaluarea stadiului de boală, consultul gastroenterologic se completează cu investigații imagistice, de exemplu ecografia abdominală și investigații endoscopice digestive, endoscopia digestivă superioară și colonoscopia totală. Cabinetul de gastroenterologie din clinica Dr. Luca deține aparatură de ultimă generație, respectiv un ecograf performant și o linie de endoscopie Olympus, cea mai nouă și modernă linie de endoscopie din județ. Este vorba despre un aparat de înaltă performanță, înaltă definiție și rezoluție, un tub flexibil endoscopic foarte subțire, un tub colonoscopic cu rigiditate progresivă, cu care se pot efectua atât investigații diagnostice, cât și terapeutice. Câteva cuvinte despre endoscopia digestivă superioară și colonoscopia totală. Sunt investigații semi-invazive, care investigează tubul digestiv superior, respectiv esofag, stomac și o mică porțiune de intestin subțire și tubul digestiv inferior, de fapt colonul, intestinul gros. În cadrul cabinetului de gastroenterologie din Centrul Medical Dr. Luca se pot efectua consultații pentru hepatite cronice, ciroze, afecțiuni biliare de genul litiază biliară și colecistite cronice, pancreatite, constipație cronică și sindrom de intestin iritabil. Sper că acestea să fie argumente suficient de convingătoare pentru a vă adresa Centrului Medical Dr. Luca Pitești. Cum urmează zodiacul? Să aflăm ce ne rezervă astrele în cursul zilei de astăzi. Astrele favorizează imaginația și plutirea, predispune la vise romantice și la idei schimbătoare și nerealiste. Vă sfătuim să nu luați astăzi decizii importante și să evitați afacerile. Berbec. Sunteți nevoiți să luați o decizie dificilă. Acceptați sau nu un loc de muncă mai bine plătit, dar cu un program prelungit. Nu vă grăbiți să dați un răspuns. Ascultați sfaturile unui prieten cu experiență.
Taur. Dimineața aveți de făcut mai multe drumuri scurte. Este posibil să aveți o discuție aprinsă cu partenerul de viață pentru că ați cheltuit prea mult. Sunt șanse să vă îmbunătățiți situația financiară. Nu este exclus să intrați în posesia unei moșteniri. Gemeni, s-ar putea să primiți o veste proastă care vă afectează viața sentimentală și vă pune serios pe gânduri. Vă sfătuim să fiți prudenți și să nu faceți promisiuni pe care nu puteți să le respectați. Rac, s-ar putea ca șefii să vă reproșeze că nu v-ați făcut bine treaba. Vă sfătuim să nu inventați justificări. Aveți grijă să nu vă descărcați nervii acasă. Spre seară vă regăsiți calmul și buna dispoziție cu prilejul unei întâlniri cu prietenii. Leu, aflați că trebuie să plecați urgent într-o delegație. Această schimbare de program ne mulțumește întreaga familie pentru că aveați alte planuri. După amiază s-ar putea să fiți indispus din cauza unui conflict cu o rudă mai în vârstă. Vă sfătuim să vă păstrați calmul. Fecioară, se pare că aveți probleme financiare. Din cauza lor este posibil să nu vă simțiți prea bine într-un grup de prieteni. Vă recomandăm să vă ascultați intuiția și să țineți cont de sfaturile unei femei mai în vârstă. Balanță, pentru că refuzați să mergeți într-o vizită la rude, relațiile cu partenerul de viață s-ar putea să devină încordate. Se pare că nu aveți succes nici în afaceri. Vă sfătuim să evitați speculațiile financiare. Scorpion, vă indispun schimbările de la locul de muncă. Vă sfătuim să vă stăpâniți nervozitatea pentru că riscați să vă complicați situația. Nu ridicați tonul la o persoană mai tânără din familie. În general, astăzi este recomandabil să evitați discuțiile aprinse pentru că pot degenera în ceartă. Săgetător, aveți de luat o decizie dificilă. Dacă nu reușiți să vă faceți timp și pentru cei apropiați, riscați să ajungeți la conflicte și chiar să rupeți relații vechi. Partenerul de viață vă reproșează că vă ocupați de prea multe și neglijați pe cei mici. Capricorn, sunteți inventiv și aveți o imaginație debordantă. Vă sfătuim să vă valorificați aceste aturi în carieră și afaceri. După amiază, relațiile sentimentale pot fi excelente. Totul este să nu-i faceți persoane iubite reproșuri nemeritate. Vărsător, sunt șanse să primiți o sumă mare de bani sau să vi se propună o colaborare. S-ar putea ca o vizită la prieten să nu decurgă în tocmai cum ați dori. Vă sfătuim să nu-i reproșați partenerului de viață că a insistat să mergeți în vizită. Nu luați decizii în grabă. Pești, aveți tendința să fiți excesiv de critic la serviciu. Vă ambiționați să rezolvați o problemă complexă și vă deranjează lipsa de interes a celorlalți. După amiază vă regăsiți calmul și buna dispoziție. Vă sfătuim să vă gândiți și la relaxare, nu numai la muncă. Acesta a fost horoscopul pentru astăzi. Noi ne revedem imediat după publicitate. Rămâneți cu Antena 1. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castra intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steț! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Pentru clienți fericiți, un partener profesionist. Pentarom produce kituri și ambalaje din carton pentru orice dimensiune. Pentarom comercializează întreaga gamă de piese de schimb auto pentru Aro, Dacia, Raba, tractor. Pentarom fabrică brichete din omeguș pentru sobe, centrale termice, cuptoare, grătare. Pentarom crește și comercializează păstrăv și crap. Cu promptitudine și eficiență maximă, vă așteptăm în magazinul universal Pentarom. Complexul de recuperare Vraja Mării din Eforie Sud îi anunță pe cei interesați că pot beneficia de oferte spectaculoase pentru lunile iulie și august. În pachet sunt incluse cazarea în regim hotelier de 3 stele, 3 mese zilnic și 4 proceduri de recuperare la indicațiile medicului nostru specialist. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Emanuel Gheorghe și în fiecare vineri vă aștept la Publica, emisiunea unde publicul este cel care contează.
povești despre oameni frumoși și curajoși, despre oameni cu imaginație. Povești despre oameni liberi care au înțeles că ei sunt personajele principale din propria viață. Ascultați-i și cu mintea, și cu inima, și cu cugetați. Vă invit să vă bucurați de emisiunea Dragă personaj principal la Antena 1 Pitești. Prieteni, ne-am remarcat cu toții în ultima perioadă că din ce în ce mai multe obiceiuri, tradiții și cântece populare se pierd. Printr-un plăcut exercițiu de imaginație, ne conduc într-o lume minunată. De aceea s-a născut și rămâne alături de dumneavoastră emisiunea Satul Argeșan. Aici își vor găsi locul în continuare, în egală măsură, păstrătorii cântecului și portului popular, dar și iubitorii de folclor. Sunt Elena Picu și alături de echipa Antena 1 Pitești vă așteptăm la fiecare sfârșit de săptămână cu cântec, joc și voie bună. Dumneavoastră sunt prioritatea noastră. De aceea îi aducem în fața dumneavoastră pe toți cei care conduc instituțiile administrative. Veniți cu propuneri, puneți întrebări și primiți răspunsuri în fiecare marți de la ora 16. Vă aștept la Administrația la zi. Bine v-am regăsit, o avem invitată astăzi cu noi în platou pe doamna sau domnișoara? Domnișoara, evident. Nici nu arătați-a, doamnă. Vai, Oksana Copaci, instructor de Zumba Fitness. Am cunoscut-o la Carnavalul Stradal Caravana Tinereții. Printre dansatori, clom și personaje din desene animate, Roxana a ieșit în evidență cu energia ei puternică și am vrut să aflăm care e secretul. Și am invitat-o astăzi, alături de noi, să povestim despre cum să-ți menții o viață sănătoasă și echilibrată prin sport. Îți mulțumim că ai venit, bună dimineața! Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație! Vrem să ne povestești cum a fost pentru tine ziua tineretului. Ce te-a determinat să te alături acestei caravane? Am participat la caravană la invitația Direcției Județene a Tineretului și Sportului, cu care colaborez la diverse evenimente, iubitori de sport fiind toți. M-a bucurat extraordinar de mult că în sfârșit se întâmplă și la noi în oraș evenimente de genul și sper să fie din ce în ce mai multe, pentru că am simțit energie, am simțit fericire la trecători și la oamenii care s-au oprit și inclusiv au dorit să participe la activitățile ce s-au desfășurat. Și atunci, de ce nu, am dorit să particip și să pot să ofer câteva zâmbete celor care au vrut să ni se alăture. Cum a început toată nebunia cu Zumba? De ce Zumba și nu altceva? Am început Zumba din greșeală, din pură greșeală. Asta eram sigur, vreau să întreb eu. Prima clasă de Zumba la care am participat a fost prima clasă pe care am ținut-o eu. Adică nu am văzut la nimeni altcineva Zumba Fitness până atunci. Am lucrat de pe niște înregistrări, filmări și așa mai departe și am zis ok, încerc, neștiind nimic. Categoric aveam 2-3 clienți, că n-au zis nimeni de mine cine eram eu, era undeva în 2011. Zumba Fitness oricum era undeva la început, abia în 2009 a intrat la noi în România conceptul. Deci ai fost mai mult sau mai puțin un pionier la noi? În Pitești, da, am fost prima persoană care a încercat conceptul ăsta, dar slavă Domnului a mers bine. Încă multe, dar a mers. Încă determinare și acum presupun că ai 10 de oameni care vin. Într-adevăr, da. Poți să ne spui mai exact în ce anume constă Zumba? Cu ce e diferit? Că în mod tradițional te duci la sală, e o greutate de jos, o ridici în sus. Zumba cu ce e diferit? Din punctul meu de vedere, energia și distracția pe care o denotă o clasă de Zumba este cu totul și cu totul altceva decât un program efectiv în sala de fitness, unde te duci plictisit, mă duc să slăbesc, trag de două fiare, știu că ajuns, mentalitatea. Te vine aia rutină și a, și astăzi. Exact, da. Uf. Nu că nu mi-ar fi drag și că nu merg și în sala de fitness, merg cu foarte mult drag și acolo, doar că de Zumba Fitness m-am apropiat mult mai mult, eu am pochetat cu dansul în tinerețe, ca să zic așa. Și se apropie mult mai mult de gusturile mele și atunci când faci ceva cu drag, categoric este mult mai bine.
din câte am văzut, acest sport, pe lângă faptul că te ajută să arzi foarte multe calorii, este și foarte distractiv. Spune-ne dacă te obosește la fel de mult precum o ședință normală de fitness. Categoric da, se pot arde între 700 și 1000 de calorii la o clasă obișnuită de zumba fitness. La o singură clasă. La o singură clasă, da. Între 700 și 1000 de calorii. Și cât durează o ședință? Durează 50-60 de minute la latitudinea instructorului care predă clasa respectivă. Eu în prezent la o clasă de 60 de minute. Dar se duc între 700 și 1000 de calorii dacă ne facem treaba. Mama. Dacă sunt executate corect. Dacă sunt executate corect, da, și atenția este acolo focusată pe programul efectiv, categoric între 700 și 1000 de calorii. Da, e super bine că dacă ar fi să alerg 60 de minute, așa arde atât de multe calorii. Depinde acum că dacă dau sprint și, 60 de minute. Depinde și de pregătirea cursantului, depinde și de motivație. Într-adevăr că sunt diverse intensități și poți. Într-adevăr, dacă am face împreună o clasă de zumba, tu ai arde un număr de calorii, eu alt număr, depinde de la persoană la persoană. La persoană, corp, metabolism și așa mai departe. Ca asta, că tot vorbim de metabolism, ca și dietă, ce ne ai recomandat? Ce consideri tu că ar fi o dietă echilibrată? Nu sunt adepta unei diete efective, că aud în ultimul timp, vai, eu sunt la dietă, nu mănânc aia, nu, este o mare prostie. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne croim un necesar zilnic și să mâncăm sănătos, fără să adăugăm mult zahăr, fără să facem exces de făinoase, de pâine. Eu, în general, mănânc salate, fripturi, supe, nu exagerez să zic, vai, sunt nebunită după pizza, mănânc non-stop sandwich-uri sau... Da, din când în când mai merge cât timp dacă își faci și mișcare. Categoric, din când în când toată lumea mănâncă, n-aș putea să spun că eu nu mă ating niciodată sau că nu, excus, în niciun caz. Exact, că știam asta, că e, cum să zic... Într-adevăr că e la mod acum, toată lumea urmează tot felul de diete, țin dietă Dukan sau țin dietă cu tare și cu tare și slăbesc într-adevăr pe moment o anumită greutate, doar că oamenii nu realizează că după aia dacă se reîntorc la stilul lor vechi de viață și de a mânca cum mâncau înainte, se îngrașă la loc. Da, și din păcate după ce urmăm o dietă de genul foarte drastică, kilogramele pe care le punem apoi sunt duble. Exact, exact, că toată lumea merge pe mentalitatea asta că am ținut dieta și aia, am slăbit și apoi pot să mă întorc să mănânc mult și... Plus că nu ești sănătos, de asemenea, să ții asemenea diete pe termen lung, nu-i așa? Categoric nu ai cum să fii sănătos. Oricum, în ziua de astăzi, alimentația pe care o avem noi nu mai este în niciun caz corectă. Asta, pentru că alimentele au tot felul de aditiv și de suplimente și înlocuitori și este clar că nu ai cum să fii sănătos dacă consumi mereu și mereu. Dar tocmai pentru că e sportul, încercăm să mai echilibrăm, să echilibrăm. De la Zumba, în ce fel de corp ne-am face? Ar fi un corp tonifiat? Se poate pune masă musculară solidă sau e doar un fel de tonifiere spre flexibilitate? Masa musculară solidă se pune doar folosind greutăți mai mari. Într-adevăr, însă eu, de exemplu, lucrez doar cu doamne și domnișoare în prezent, care doresc corpul sculptat, să fie slabe, tonifiate și atunci rezultatele sunt absolut formidabile din punctul meu de vedere. Am cursante care au reușit să dea 10-15 kg jos, dar într-adevăr mănâncă sănătos, nu... Asta că e până la urmă că există o vorbă, acum nu știu dacă procentajul e neapărat adevărat, că se zice că 80% e dieta, 20% sunt exercițiile fizice. Că... Din punctul meu de vedere, dacă vrei să dai kilograme jos și nu schimbi ceva în alimentație, nu poți. Da, așa. Dacă vrei să te menții, da, mănânci aproximativ ce dorești, faci mișcare și atunci nu te mai îngrași. Dar dacă vrei să dai câteva kilograme jos, nu reușești fără o schimbare așa în alimentație. Că până la urmă exercițiile fizice, să te apuci, te ții de o rutină, e oarbă să zic mai ușor. La un moment dat îți intră în sistem, îți place, vrei să o faci mai des, dar dieta e de obicei cea mai grea parte. Da, adevărul este că și cu fetele cu care lucrez eu în prezent, cu aceeași problemă mă întâlnesc. Problema este acolo, la dietă, la ceea ce mâncăm, pentru că ele vin și vin de plăcere la clase, dar, cum le spun eu, trișează la frigider. Ca să zic, dulciurile tot plăcere. Ți s-a întâmplat să ai rezultate foarte bune cu anumite persoane, să țină o dietă echilibrată, să vină frecvent la cursul tău și după ce au ajuns la rezultatele dorite să revină la... Da, să zică, gata, sunt perfectă, mă pot lăsa, mulțumesc. Nu mi s-a întâmplat până acum, pentru că persoanele care și-au atins targetul continuă.
sunt foarte încântate de rezultatul pe care l-au obținut și atunci nu renunță la ceea ce... E foarte important să rămână acolo. Exact, dar rămân acolo. Sunt convinsă că sunt și persoane care ajung la un anumit punct și renunță apoi. Încă nu m-am întâlnit cu această situație, sper să nici nu mă întâlnesc, ele oricum spun că eu sunt un pic rea și dură și probabil că le-e frică un pic de mine. Trebuie să impui respect ca și antrenor. Ei, nu se pune problema, nu. Mai glumim așa, dar într-adevăr, uneori îmi atrag ele atenție. Ești cam dură cu noi. Da, dar trebuie să rezultatele împingi. Sunt. Da. Trebuie să împingem un pic peste ce e comod și ce e confortabil pentru să facă. Altfel n-ar fi progres. Asta în orice fel de sport. Există diverse intensități în Zumba? Da. Dacă sunt începător, pot să iau mai încet? Dacă sunt experimentat, pot să fac ceva mai extrem, mai dur? Zumba fitness are pași de bază. Fiecare stil de dans, pentru că Zumba este compusă din fitness și elemente din sfera aerobicului combinate cu dansuri latino. Și avem câte 4 pași de bază din fiecare stil de dans, pași care se execută la intensități diferite. Și atunci când deja suntem la o intensitate mai avansată, avem o mișcare mai progresivă, categoric caloriile pe care le ardem sunt mult mai multe. Mai multe, tempo-ul și cum crește anumit intensitatea în sine, e mișcarea mai complexă sau o faci mai rapidă? Se fac și mișcările mai rapide, sunt și mai complexe, depinde de grupa cu care lucrăm. Eu acum mă bucur de o grupă din 2011, lucrăm împreună și deja suntem în 2017. Iar persoanele care mi se alătură în perioada asta țin ritmul cu ele, pentru că ritmul este undeva sus de tot și... Și atunci cine vine face acolo ce poate, durează cam 3-4 ședințe până mișcările sunt puțin sedimentate și de atunci încolo nu-i problemă. Doar că cine pășește în sală acum trebuie să știe că nivelul este destul de ridicat și 3-4 ședințe o să fie din dreapta în stânga ușurel și... Da, e bine într-un fel, pentru că am observat și la mine, la alergat. Dacă mă duc la alergat cu cineva care mi-ește, să zic, mai slab pregătit, nici eu nu am motivația să alerg peste limitele mele. În schimb, dacă mă duc cu cineva care este peste mine, mă motivează să țin pasul cu el, chip că pot, că nu pot și mă ajută la progres. Și trebuie să spun că și asta contează foarte mult. Cu siguranță cele care vin acum în sală și văd că toate cursantele celelalte țin pasul și atmosfera este intensă și toate lucrează și la noi este o atmosferă de petrecere, toată lumea urlă, toată lumea trage, toată lumea dansează. Așa? Categoric îi motivează și doresc să facă mai mult și mai mult și sunt doamne care vin, dar eu nu pot să fac și doamna din fața mea făcea și am văzut că făcea bine, ok, dar doamna din față făcea de 3 ani sau de 2 ani și atunci normal că este o diferență, dar nu e nimic ce nu se poate regla. Corect, până la urmă cu exercițiu poți să înveți orice, sunt personal. Da, genul de mișcare oricum este destul de ușor ca dificultate. Și atunci se poate învăța destul de repede, nu avem nicio problemă din punctul ăsta de vedere, doar că trebuie să se vrea. Asta e, să nu fii descurajat. Și mai avem nevoie de puțină ureche muzicală, că este pe ritmul, muzică tempo-ul. Și ritmul e acolo, dacă n-auzim nimic, nu o să iasă nimic. Cui este recomandată practicarea de Zumba sau poate practica oricine? Zumba în sine este un program complex și avem clase atât pentru copii de Zumba Kids, clasele de Zumba Fitness sunt pentru adulți. Avem concept și de Zumba Gold, care sunt clase special pentru persoanele vârstnice. Deci depinde ce dorim să ne alegem ca și concept. Și toată lumea are de unde alege în sfera largă Zumba, exact conceptul pe care și-l dorește. Copiii cum au primit ideea de Zumba? Cred că ei sunt cei mai fericiți. Primesc în fiecare zi felicitări, inimioare la fiecare clasă. Chiar ieri am primit niște inimioare și niște sunt foarte încântate de ei. Și îmi sunt dragi pentru că iubesc cu adevărat acolo mișcarea și ei se lucrează un pic mai lent cu explicații suplimentare, normal, sunt micuți. Avem și jocuri interactive la finalul clasei, sunt foarte încântați, știu că dacă își fac treaba pe parcursul orei, la final o să primească un anumit joculeț pe care ei și-l doresc și îl executăm, bineînțeles, în pași de dans și atunci treaba merge strună. Sunt foarte cuminței, nu știu dacă știu rea sau nu, sunt foarte cuminței. Dacă stau toți așa,
A, nu, clar, nu. Ne simțim bine împreună, doar că avem limită. Nimeni nu vorbește când nu trebuie, nimeni nu face ce nu trebuie. Da, și... Nu, mi se pare că disciplina e foarte importantă și putem spune că prin Zumba învață de asemenea un pic de disciplină. Asta ar fi o problemă până la urmă zilele de astăzi, că nu știi niciodată când să zici nu unui copil. Am o grupă de copii extraordinar de cuminți și disciplinați. N-am intervenit foarte mult la probleme de comportament sau chestii asemănătoare din partea lor. Deci sunt chiar cuminți și mă bucur mult că am tocmai o parte de așa cuminței. Nu și-a spart nimeni. Asta vreau să zic. Cum ai reacționat dacă, nu știu, ai intra în clasă și ai vedea pe toți urlând, fugind, unul fuge după altul, altul trage pe altul de păr? Cum ai reacționat? Ei mai aleargă, oricum. La intrare în sală, las ușa întredeschisă și stau undeva pe un hol acolo și nu mai lasă, mai aleargă ei puțin și dacă simt cumva că mă apropii, toată lumea e pe scaun, nimeni nu mișcă. Păi bun, avem deja reputația de lider impusă. Eu sunt femeia alfa, voi nu mișcați. Pe mine am tot vorbit despre sexul feminin. Pot și băieții să practice Zumba? Categoric, cum să nu? Am chiar acum un weekend, o să am un eveniment de Zumba Fitness, unde avem invitat aici la Pitești un coleg de-al meu din Vaslui, bărbat, că despre asta vorbeam. Categoric pot face bărbații Zumba Fitness, însă, din păcate, aici în Pitești, mie nu mi-au rezistat la clasă bărbații. Probabil că e un pic mai dificil cu coordonarea din partea lor, n-am găsit încă un răspuns, sau probabil că am atât de multe fete în sală încât se simt puțin stânjeniți, pentru că veni la clasă și găsești 60 de... femei acolo și sunt doi bărbați, te uiți puțin, faci două, trei mișcări și zici, și ok, bun, nu-i pentru mine. Și apoi mai zici, Dita mai omul, că presupun că cine vine de obicei e pasionat de sală și vezi niște femei foarte tonifiate, cum te dovedesc pur și la mișcări și tu ești, bă, nu-i de mine aici, mă duc la gantă. Da, din păcate, da, este și mentalitatea aceasta. Programul este foarte frumos și în alte orașe sunt bărbați care fac, sunt foarte mulți instructori bărbați care își creează grupe tot de bărbați, dar eu încă nu am reușit, am avut trecători, ca să zic așa, și pe partea masculină, dar nu pot să zic că am un cursant care vine constant. Nu știu că am avut plăcerea acum 2 săptămâni să fac un pic, mă rog, un exemplu mai mult de Zumba, 10-15 minute. Și pot spune că e foarte interesant că mi-a readus aminte de facultate, că la noi am făcut actorie și la facultate aveam o oră de dans. Și aveam o încălzire care era foarte similară cu un Zumba, în sensul că era într-adevăr un dans mai rapid făcut să-ți pună sângele în mișcare. La mine chestiunea e că muzica presupun că e dată foarte tare. Da, e atmosferă de petrecere. Nu o să niciodată o Zumba așa liniștită pe muzică. Nu e Zumba dacă e așa. Trebuie să fie nebunie, distracție, altceva. Am înțeles că la mine asta ar fi fost. Dacă era un pic mai liniștită, parcă m-aș fi ținut, că e, într-adevăr, e un mod foarte interesant de a slăbi. Să alergi 60 de minute, efectiv ți se ia sau te plictisești. La alergat deja intervine chestia asta mentală în care trebuie să te gândești că nu alergi, te gândești la alte chestii ca să poți să o faci. Dar la Zumba presupun că nu e problema, că ești în moment. Într-adevăr, da, timpul trece mult mai repede. Dacă mergem să alergăm pe o bandă, 60 de minute, o să simțim fiecare minut. Dar așa trece mult mai repede timpul și ele sunt prinse acolo, în muzică, în distracție și nu simțim. Uneori suntem, s-a terminat. Asta e a ce? Deja? Da. Cum? Ce relație s-a creat între tine și cursantele tale? Lucrăm din 2011 cu ele, vă dați seama că mi sunt foarte dragi și avem o relație specială, ieșim împreună, am creat și prietenii. Eu sunt foarte mândră oricum de ele și pe cât de mult posibil încerc să le răspund la întrebări, să le mulțumesc, să fac față cu brio solicitărilor pe care le primesc din partea lor. Majoritatea doamnelor și domnișorilor care vin la orele de Zumba, după ce au stat o perioadă și au zis, da, îmi place, v-au întrebat vreodată dacă ce aș putea să fac în plus? Sau au apucat și de alte forme de sport? Eu oricum recomand, adică nu sunt genul de instructor care să spună, vai, veniți decât la mine, pentru că eu sunt ce, Doamne ferește. Eu vă transform. Da, nu se pune problema. Fiecare își găsește latura pe parte sportivă în funcție de gusturi. Într-adevăr. Și atunci eu chiar indic să meargă, să încerce și altceva, să suplimenteze dacă ele simte nevoia. Faceți lecții și de alte sporturi?
sau de alte tipuri de exerciții fizice? Am lucrat ca instructor de aerobic și de grup fitness o perioadă de timp. Momentan nu mai am clase de genul, dar o să reintru în activitate. Bun. În următoarea perioadă. Dar oricum cel mai aproape de sufletul meu este Zumba Fitness și așa va rămâne, pentru că pe partea fitness-ului cu Zumba am început și se apropie mult de ceea ce am făcut eu înainte, adică de dans. Da, am înțeles. Și în ce te-am putea vedea pe viitor? Ca și ai zis că vrei să te reapuci de alte feluri de O să mă vedeți la clase de aerobic, de clase de exerciții pentru abdomen, exerciții pentru picioare, abs and legs, așa numită clasă. Deci vorbim de latura propriu-propriu fitness. Nimic cu greutăți deloc? Nu ne mai atingem de greutăți? Mai lucrăm body pump, mai folosim și o bară cu niște discuri, că despre asta este vorba, dar nu mă pasionează în mod special și atunci merg pe ideea că dacă mie nu-mi place 100%, nu am cum să transmit măcar 90%. Și atunci prefer să fac ceea ce îmi place. Insanity, ai încercat vreodată? Am încercat și Insanity. E frumos, îl pot face, dar... Ai rezistat? Da. Că ai văzut că e tot programul Insanity și primul, nimic ca nu e program primul, primul e testul. Da, testul, să vadă cât de formă ești. Am murit de la test. Mi-a zis ce rost mai are să fac rest. Nu e chiar atât de complex dacă te antrenezi puțin și mergi mai des într-o sală de fitness și Insanity. Da, se poate face cu ușurință. La mine n-a fost niciodată chestia asta cu... Nu că aș avea ceva împotrivă, dar... Și eu sunt una de acele persoane care au mentalitate un pic clasă. Gonter, greutăți. Și... Că asta ar arăta și haios, pentru că când eram mai în formă, într-adevăr, eram mai așa, fi solid și să încep să dansez acolo, ar arăta, nu știu, inoportun. Nu neapărat. Acum știu că e o prejudecată asta. Da, cu siguranță este o prejudecată. În afara României sunt instructori de Zumba Fitness imenși, care dansează extraordinar de frumos. Și atunci dacă ei pot, și noi putem. Corect. Am avut un prieten care a plecat, care era instructor la noi în oraș, imens, făcuse lupte greco-romane, avea 1,95 m, vreo 120 kg și din când în când mai participa la cursuri de Zumba și era haios, pentru că vedeai toate aceste domnișoare finuțe și vedeai Dita mai nămila, cum se mișcă și el împreună cu ele. Eu m-aș bucura să am acolo. Până la urmă, cum putem convinge telespectatorii să vină la Zumba? Un mesaj pentru ei. Nu pot decât să îi invit la clasă, să vadă despre ce e vorba și dacă se simt bine, îi aștept cu drag. Mai mult decât atât, nu pot să spun o poveste acum, vai, Zumba, deci este important este să fie acolo. Să ajungă acolo, să vadă despre ce e vorba și dacă se simt bine, cu mare drag îi aștept. Dacă nu, îi îndrum spre alt gen de mișcare, dar să facă mișcare. Mulțumesc foarte frumos, Roxana, că ai venit la noi. Din păcate, timpul nostru s-a terminat. Rămâneți cu noi mai departe, că urmează Neasa cu Răzvan și Dani. Mulțumim colaboratorilor noștri, Voglia.ro, Florăria Altceva și Chic Butic. O zi frumoasă! We'll be right back.